Deci reacțiile deja încep să apară. Vă mai spuneam și în alte dăți, în compania noastră avem aproape 3.000 de colaboratori, iar marea majoritate a acestor oameni desfășoară această activitate suplimentar, complementar unei activități de bază. Deci lucrează undeva, sunt angajați cu carte de muncă și într-o țară ca România, în care veniturile medii sunt relativ mici, este, poate ca politică de stat, ar fi încurajator să se genereze și să se promoveze ideea de ca oamenii să-și ia al doilea job, al treilea job. Factorii politici, fac o paranteză, chiar ne îndeamnă, îndemnau populația să apeleze la astfel de... Teoretic. Dar iată, în practică... Practic, îi măresc fiscalitatea și nu numai că măresc fiscalitatea, ci pun oamenii pe drumuri. În condițiile în care oamenii cu greu obțin aceste venituri suplimentare, pentru că timpul este mult redus față de activitatea de bază și alte condiții care îi îngreunează posibilitatea de a obține venituri suplimentare. Deci venim în plus și cu această acțiune care, în afară de creșterea fiscalității, pune și oamenii pe drumuri. Și bineînțeles că acolo, la firul ierbii, cum spuneați, reacțiile sunt din ce în ce mai dese de a se renunța la această activitate. Acum, e foarte adevărat că România n-ar fi în postura asta de a renunța la consilierea în domeniul asigurării. Exact ce spunea domnul Andriescu mai devreme. Deci, la nivelul la care suntem subasigurați ca și popor și nivelul de instruire și de educare vis-a-vis de acest domeniu și de a necesității protecției pentru bunurile dobândite și valorile pe care fiecare și le-a dobândit, cum nu avem această cultură ca popor de a ne proteja și de a ne cumpăra asigurări, atunci chiar este mai grav faptul că aceste persoane care ușor, ușor, de-a lungul anilor au învățat despre această industrie și consiliază ceilalți cetățeni, acum și aceștia renunță.